Discuție foarte interesantă în pauză, dar cu siguranță anumite elemente din aceste discuții se vor transforma în subiecte pentru edițiile viitoare. Ajunsesem la celebra poveste a Atlantidei, dar și a Lemuriei sau continentului lemurian. Câtă credibilitate dați acestor legende? Platon a scris, celebrul Platon, filozof grec, a scris în lucrarea Timaios și Critias lucruri legate de Atlantida. Sunt o mulțime de opinii, sunt cercetători care și-au dedicat viața studierii acestei povești din istoria umanității. Se caută în continuare locul în care s-ar fi format civilizația atlanților. Ultima dintre ele, de exemplu, un documentar difuzat de canalul de televiziune Discovery, creditează ca loc de bază, de pornire al civilizației atlanților, insula Santorini, de exemplu, din Marea Egee, zona Acrotirii, care ar fi fost acoperită la un moment dat de 60 de metri de cerunșă provenită dintr-o explozie vulcanică, iar bogății artistice aproape inimaginabile au fost dezgropate recent pe insulă de către arheologi, de exemplu, potrivit Greek Reporter. Alții au fixat Atlantida chiar în zona insulei Șerpilor. Unii au mutat-o în America de Nord. Sunt tot felul de teorii pe zona asta în funcție de studii, inclusiv de natură geodezică. Explozii de vulcan, s-au căutat catastrofe, continentele acestea care s-ar fi scufundat. Au căutat-o și în Oceanul Atlantic, unde nu a fost găsit o astfel de urma unei catastrofe de asemenea proporții. Ce spuneți totuși despre teoria acestei civilizații, nu neapărat a acestui continent sau acestei zone în care s-ar fi dezvoltat Atlanții? Deci ca să luăm cu începutul, va trebui să spunem că noi trăim pe o planetă care e veche de 4,5 miliarde de ani, numită Terra, Pământul sau Gea. Unii o mai numesc și Mama Gaia. Scuzați-mă, ultima paranteză. Am citit o teorie recentă, potrivit căreia geologii nu găsesc un miliard de ani din istoria Terei. Cum? Nu găsesc un miliard de ani în roci, în sedimentările. Nu găsesc un miliard de ani din istoria Terei. Ar fi dispărut pur și simplu din memoria planetei. Deci să ne întoarcem la Mama Gaia, deci la Pământ. Noi am învățat la școală că există o teorie a derivei continentelor care încă de la începutul secolului un neamț, Alfred Wegener, a emis-o. M-am uitat pentru că sunt mai mulți cei care susțin această teorie, dar el este primul. Și aici se spune că inițial era un continent primordial, continentul Gondwana, se numea el. Acest continent ar fi existat acum vreo 600 de milioane de ani. Acest continent a evoluat, s-a dezvoltat, s-a rupt în diverse bucăți, iar s-a unit într-un final din toate aceste ruperi și, unde au dispărut și despărțiri, și a rezultat un alt continent, adică Pangea. Pangea, de la grecescu pan tot, și Gea tot pământul, care ar fi, să-i spunem, pământul primordial din care s-au format celelalte continente. Exact. Continentele actuale le știm, numai le enumerăm. Dar se vorbește despre niște continente dispărute. Și la continente dispărute avem Atlantida, de care Platon le povestește în dialogurile lui Critias și Timaios. Dar e interesant pentru că Platon spune niște povești. El știa aceste lucruri de la egipteni. El nu a avut niște documente directe referitoare la... Este vorba de continentul Lemuria. De asemenea, este vorba de continentul Mu, sau continentul, exact, Zeelandia. Care a și fost găsit, până la urmă. Da. Este vorba de așa numitul continent Asgard, care o să spunem despre el unde se spune că ar exista. Și de aici începe lumea mitică a continentelor, și anume avem odată Shambhala și cu Agartha, a nu se confunda Agartha cu Akasha. Sunt două lucruri total diferite. Și mai avem încă două
astfel de continente imaginare, Thule și Valhalla, care sunt specifice popoarelor germanice. Da. Începând cu Atlantida, Atlantida asta a fost plimbată pe tot globul. Chiar și americanii la un moment dat și-au făcut și o Atlantidă în Golful Mexic. L-au dus pe urmă acest continent undeva în zona Mării de Corali, în America Latină, acolo, zona Triunghiului Bermudelor, unde chiar s-au descoperit sub apă acele ziduri de cetăți, piramide, construcții subacvatice care reține, se întind pe zeci de kilometri pătrați, deci nu e vorba de o construcție singură. Această Atlantidă a fost adusă chiar și în zona Mării Negre. Puțin știu, de exemplu, că pe fundul Mării Negre sunt zeci de așezări din perioada cât Marea Neagră a fost lac. Deci Marea Neagră a fost un lac, iar înainte de lac era o mare depresiune. Asta este istoria Mării Negre. De unde vine acel hidrogen sulfurat? Tocmai din putrezirea tuturor acestor materii, păduri, plante, animale, tot ce au fost în zona respectivă. După ruperea barierei și realizarea celor două strâmtori, Bosfor și Dardanele, apa a circulat între cele două zone. Dar pe fundul Mării Negre sunt zeci de așezări din zona preistorică și mult mai vechi. În al doilea rând, în zona mediterane sunt identificate, rețineți, peste 800 de așezări care se găsesc sub apă. Ducând Atlantida în zona mediterană, toți s-au gândit la efectele pe care le puteau avea vulcanii din zonă, deci Stromboli, Etna și cu Vesuviu, și care în urma erupției ar fi putut duce la scufundarea acestui continent. Există o lucrare al unui savant, Nicolae Girov, Atlantida, care este la ora asta cea mai documentată și inatacabilă până acum, care lucrează numai pe dovezi științifice, arheologice, oceanografice, pedologice, și care arată că această Atlantidă este posibil ca ea să fie existat în Oceanul Atlantic. Dar sunt ipoteze potrivit căreia, după cum spuneam, ea poate fi mutată și în alte locuri. Acum de senzație este descoperirea și aducerea spre presă ca senzațional a ruinelor și a artefactelor care sunt scoase din zona Noii Zeelande, deci din zona Noua Zeelandă spre Polinezia, unde ar fi existat acest continent mu. Toate ipotezele asupra modului cum au evoluat aceste continente și ar fi dispărut, merg spre o catastrofă care putea o catastrofă naturală. Vă întreb pentru că am mai citit, le-am spus telespectatorilor, cei care n-au apucat să lectureze, de exemplu, una dintre cele mai vechi scrieri din istoria umanității, epopeea lui Gilgamesh, pasajele Ramayana și Mahabharata, pot să o facă pentru a vedea că au existat civilizații aparent mult mai dezvoltate decât cele pe care o parcurgem astăzi, din care facem parte astăzi, în istoria umanității. Credeți că atlanții și lemurienii au constituit civilizații superioare celei pe care o avem astăzi? Pe mine m-a interesat existența acestor continente din punct de vedere geofizic și legându-mă mai ales de plăcile tectonice, de seismologie, știi, de tectonic. Multe din cercetările care au fost făcute în cel puțin 4-5 zone ale globului arată că în urmă cu aproximativ 10-12 mii de ani au avut loc niște explozii nucleare de putere foarte mare, dar rețineți, cu aparatura actuală care există, studiindu-se modul cum s-au, să spunem, conservat urmările acestor explozii și de la ce anume elemente provin, s-a constatat că nu este vorba de o explozie naturală. Adică nu este vorba, când poți să o explozie naturală, de o radioactivitate naturală. Este vorba de o explozie care a avut loc în urma unei explozii nucleare sau termonucleare de mare putere. Și așa avem în China, lângă muntele Kailisi, avem în India, avem în Africa,
există un asemenea loc și pe teritoriul Chinei. De asemenea, la Puma Puncu, în Bolivia, unde sunt acele artefacte uriașe, s-a măsurat nivelul de radioactivitate și s-a constatat că ruperea acelor blocuri uriașe de piatră nu se putea realiza decât cu o încărcătură explozibilă extraordinar de mare, comparabilă cu o armă nucleară sau cu ceva similar. Dar problema este de ce se merge spre arma nucleară și nu spre alt tip de armă sau spre alt tip de distrugere. Pentru că există radiații remanente, radiații care sunt mult mai mari decât radiația locului, deci radiația normală, cea care radiația mediului, și acesta implică ce? Imediat te duci cu gândul la un conflict. Și ne ducem la conflictul, ipoteticul conflict dintre Lemuria și Atlantida, dintre Mu și Lemuria. Cert este că acest... De ce totuși n-au rămas sau n-au supraviețuit rămășițele acestor de civilizații de ce niciuna dintre ele nu s-a perpetuat? La un moment dat, parcă am pornit-o de la zero. Există această percepție că oamenii au luat-o de la zero. Mădării, nu vreau să mă întorc chiar și la Biblie, dar să ne amintim de Sodoma și Gomora, da? Ce li s-a spus? Să nu se uite înapoi. Da. Ce se întâmplă acolo? Cădea carnea de pe oase, nu? Exact. Deci, și așa mai departe. Și sunt multe scrierile acestea care arată folosirea unor astfel de arme de foc. În mitologia indiană, respectiv Ramayana, în Purane, în Bhagavad Gita, în Vede, sunt descrise tot felul de aparate de zbor care erau dotate cu arme deosebite puternice. Săgeți de foc, aruncau furtuni de foc care mistuiau absolut totul. Oamenii care rămâneau acolo erau descărnați. Îmi mureau în timp, le cădeau unghiile, părul. Deci imediat, deci dacă ești un om al secolului 21, mergi cu mintea ce efecte și ce armă ar fi putut produce astfel de urmări. Și atunci existența unor astfel de continente este foarte plauzibilă. Și mai este ceva. Este vorba de continentul Asgard. Nu vreau să intrăm în zona așa. Până atunci mă lăsați să fac o mențiune. La sfârșitul secolului al XIX, la Elena Blavatsky, a emis teoria potrivit căreia Lemuria este un continent pierdut, o patrie spirituală. Blavatsky a descoperit în peregrinările sale prin Tibet un manuscris intitulat Cartea lui Zian, despre care înțelepții spuneau că este un vechi text din Atlantida, în care se vorbea despre evoluția umanității prin 7 rase, lemurienii fiind a treia rasă menționată. Blavatsky afirmă însă că lemurienii erau creaturi gigantice, mulți chiar cu 4 brațe sau 3 ochi, care nu vorbeau nicio limbă, comunicau doar telepatic, ceea ce se spune despre anumite rase de extraterestri, și dețineau uimitoare puteri paranormale. Poate cel mai vizat cercetător al Lemurii a fost colonelul James Churchward, care a scris o serie de cărți. El a vizitat mănăstiri îndepărtate din Asia, studiind consemnări despre Lemuria, vechi de 12.070.000 de ani. El susține că acest continent era centrul unui imperiu global, apropo de ce spuneați de Pangea, acel continent, un singur continent, care includea Atlantida. Elena Blavatsky, marea preoteasă a teozofiei ezoterice, a fost unul din cei mai inițiați oameni ai secolului XIX în ceea ce privește ocultismul și teozofia. Teozofia este învățătura lui Dumnezeu. Nu se știe exact unde ea s-a inițiat, se presupune că în India sau în China, însă ajunsese la un moment dat cea mai cunoscută și cea mai frecventată persoană de împărați regi în perioada cât ea s-a aflat în plină glorie, putând să spună lucruri care uimea lumea. De exemplu, împăratul Germaniei l-a întrebat un anumit lucru și a spus: du-te în bibliotecă, cartea 3, părândul 7, pagina 3, găsește acolo ce e. Marea problemă a ei este că se pare că ea a dezvăluit, că aici vreau să ajung cu Asgard, a dezvăluit niște lucruri pe care ea nu trebuia să le spună. Și aici intervin ceea ce se numesc păzitorii sau gardienii acestor continente dispărute. Și pornind de la însemnările unui ofițer rus a detașamentelor Zmerș,
sovietice care au intrat în Germania și care avea rolul acest detașament, pe lângă faptul de a pedepsi criminalii de război, de a recupera tehnologia nouă, ce făceau și americanii cu paperclip și toți acești tipi care lucraseră în domeniul ocultismului și ezoterismului pentru a fi anchetați în Siberia, în laboratoarele rusești special. Și aici, în însemnările sale, acest ofițer povestește că a găsit supraviețuitori care i-au povestit despre existența acestui continent Asgard și i-au arătat hărți care acest continent s-ar afla undeva la Polul Nord. Unde să se afle la Polul Nord? Nici eu și nici tu am fost la Polul Nord. Îl știm de pe hărți. Dar să ne amintim că și Nansen și Amundsen și alții exploratori povesteau că după ce au mers sute de kilometri pe gheață la distanțe enorme, în apa a început să se încălzească, gheața se topească și dinspre nord au început să vină bușteni, urme de plante verzi. De unde veneau? Că s-a spus că veneau din Canada. Dar nu, în Canada nu creșteau plantele alea, că erau plante exotice. Nu creștea bambus în Canada. De unde să vină bambusul din Canada? Un exemplu. Și atunci există, vorbeam de acea știință academică, în ipoteza acestor științe oculte, ezoterice, inițiatice, existența acestui continent Asgard undeva la Polul Nord, care, iată, din ce în ce mai multă lume vorbește despre el și, conform ipotezilor, chiar dacă ar fi un continent, o insulă, o bucată de pământ care ar avea niște condiții meteoclimatice deosebite, ar trebui să existe acolo. Dar probabil că există niște motive pentru care aceste, să le spunem, continente dispărute nu sunt recunoscute. Este vestita poveste cu insula San Brandan, care apărea și dispărea în diverse locuri, care sute de ani s-a spus că este o chestie pur mitologică, o chestie care ține de ezoterism și a fost identificată de submarinele rusești și americane și de flota aceasta din Mediterana. Dar apoi când s-a dus cu forța acolo, insula a dispărut. Deci se pare că totuși în pământ, pe pământul nostru, pe Terra, există niște falii timp, niște linii temporale. Deci acolo noi vedem că e gheață. Portughezii au fost obsedați de această insulă. Deci încă o dată, acolo noi vedem că e gheață, dar poate că nu e. Dar hai să venim acasă, pe teritoriul Daciei. Deci sunt vechile scrieri. Se vorbește de Hiperborea. Dacii noștri erau urmași hiperboreenilor. Noi facem parte din civilizația primordială a lumii. De asta vor să ne omoare ăștia. Apropo de chestia asta. Deci, ia să ne gândim câte scrieri vechi arată că această Hiperborea se întindea până dincolo de Carpați, până în Carpații Păduroși, în zona Balcanilor, până prin Albania și dincolo în pusta ungară, până la Marea Neagră și toată zona Traciei. Inclusiv în Africa. Era acest continent care era cunoscut al unora dintre primii oameni care au apărut, pe pământ. Faptul că nu se vorbește și nu se vrea să se recunoască aceste lucruri, vor să conserve primordialitatea unor anumite civilizații, grupuri etnice sau popoare. Adică nu mai pot fi și alții. S-a scris istoria într-un fel și acum o lăsăm așa. Se spune o chestie că istoria a fost scrisă de învingători. Nu, n-a fost scrisă de învingători. Istoria a fost scrisă de cine a supraviețuit. Pentru că nu întotdeauna învingători au scris istorie. Și este un lucru foarte interesant dacă le gândim la hiperboreeni, la monumentele megalitice care există pe teritoriul nostru, la faptul că acest teritoriu a fost printre primele care au fost creștinate, începând cu Sfântul Andrei și toată. Și mai este ceva. Se vorbește chiar că în această zonă ar fi fost primele grupuri umane din zona, dacă o luăm de la Ural și până la capul Roca, care este locul cel mai vestit din Europa, și de la insula Spitzberg și până în Sicilia. Deci în Solnița Carpaților, deci aici unde se găsește sare. De ce? Pentru că omul nu poate supraviețui dacă nu are în structura corpului său între 0,15 la 0,17% sare. Și unde era sarea la suprafață și ușor accesibil? Numai la noi. Nu e nicăieri în lume. Nicăieri în Europa
atât de accesibilă cum acum nu mai e. Acum e în mine, că s-a exportat de sute de ani. Am ținut în spate o Europa, o lume întreagă. Nu mai spun cât s-a exploatat pentru produsele clorosodice și chimia asta care se face din sare. Dar este bine de luat în calcul. Deci, la una din manifestările științifice internaționale, așa erau numiți Carpații. Solnița Euroasiei. Deci locul de unde civilizația primordială hiperboreană s-a răspândit. Nu înseamnă că toți au rămas aceiași. Bineînțeles, au fost transformări. Cum era atunci, primitivă, tribală. Bun, deci unele dintre aceste zone mitice, centre mitice, gen Asgard, Shamhala sau Agartha, sunt în lumi paralele, în alte dimensiuni? Sau? Având în vedere faptul că în ultimul timp, mai ales prin ceea ce se scrie și prin ce am luat și eu la cunoștință în perioada cât am fost foarte activ, s-au întâmplat diverse fenomene ciudate în această zonă. Se pare că printre multe alte lucruri și acest fenomen este specific hiperboreeniu. Să ne amintim cum, deci sunt scrierile acelea prin care getodacii traversau munți în două ore de la un cap la altul, veneau, îi băteau pe romani de lăsuna apa în cap și se întorceau. Acum există o altă abordare absolut uluitoare. Se spune că, de fapt, romanii erau un neam dacotracii care se rupsese și a evoluat cu altă ramură și, de fapt, această bătălie între daci și romani era o bătălie fraticidă. Nu zic. Deci, probabil că de acolo au moștenit noi războiul român-român. Nu zic istoricii. A spus împăratul Traian. Împăratul Traian a catalogat războaiele cu dacii ca război fratricid. Mă întorc împotriva străbunilor mei. Este una dintre afirmațiile lui celebre preluate de anumiți istorici, este potrivit unor surse de tot, foarte credibile, și care explică și, chiar dacă limba getică era clar diferită, avea particularitățile ei față de limba romană, dovadă că poetul Ovidius, când a stat în Dobrogea, nu prea înțelegea pe daci, dar a scris versuri în limba dacă a învățat-o foarte repede. Însă, faptul că nu foloseau de multe ori translator, așa cum se vede și pe anumite scene din Columna, și se înțelegeau între ei, denotă că erau pe undeva, făceau parte din marea familie indo-europeană și că erau pe undeva triburi înrudite. Împăratul Traian a spus-o, adică dovadă mai mare decât asta, ce mai trebuie să... Ce nevoie mai... Adică ce să mai căutăm? Bun, sunt tot felul de mituri care pe undeva au plecat din niște realități pe care le-am pierdut. Să ne înțelegem. Există și foarte multe buruieri, adică lucruri care nu sunt, care nu sunt reale. Intoxicări. Să ne amintim cum a fost... cum s-au făcut marile descoperiri. Întotdeauna trebuie să fie un fir de fum. Eu am un exemplu care îl dau, pentru că l-am trăit în 2005 cu... Fiind într-o țară occidentală și cineva vrea să afle, este vestită poveste a culoare germane care a dispărut sub Carpați în 1944, în timpul retragerii germane. Și la vremea respectivă eram ofițer activ, aveam o funcție foarte mare și am avut acces la niște persoane cu care m-am putut consulta. Nu amintesc decât unul singur, pentru că nu mai trăiește și nu are ce mai să supere. Este vorba de profesorul de geografie și istorie militară, generalul Nicolae Ciobanu, care după ce i-am dat toate datele, nu știu ce, vreo săptămână a ezitat și mi-a spus atât. La noi, la hiperboreeni, totul e posibil. Deci nu mi-a spus că e adevărat sau nu e adevărat. Nu mi-a spus că, dom'le, la noi în țară se poate întâmpla în Carpați sau nu un asemenea fenomen. Când ți-a dat un răspuns la noi, la hiperboreeni, totul este posibil. Se spune că una dintre porțile către Shamhala e la Bucești. Adică un asemenea fenomen este... Dar nu numai la noi, pentru că aceste fenomene de trecere și porți temporale, linii temporale, se întâmplă în foarte multe locuri din lume. Însă, încă o dată, repet, în momentul de față ne aflăm într-un moment în care această știință academică, care am moștenit-o și pe care am învățat-o toți, și care cineva vrea să o bată în cuie, nu vrea să ne lase să mai vedem dincolo de gard ce este, se va dărâma acest zid. Și atunci vom vedea dincolo de el și alte forme de cunoaștere și alte, cum să spun, realități care ne înconjoară și care până la vremea aia nu le-am văzut. Adică erau acolo și nu știam de ele. Sfinxul din Bucești, de exemplu, are în jurul lui legende care îl leagă inclusiv de Shamhala, această lume mitică și care ar fi considerat o poartă
către această lume. Vreau să spun că și cu asta poate încheiem. În ediția viitoare vom aborda... Da, cu Sfinxul din Bucegi, încă de la Daniel Ruzo, care a venit și a făcut cercetări în România. E o poveste interesantă. Vreau să spun ce mi s-a întâmplat. În 1991, pe 1 octombrie, eram cu un fost coleg de facultate, amândoi eram la istorie, în Bucegi, la Sfinx. Ne-a prins o zăpadă inimaginabilă în acea seară. Cred că 2 metri până dimineața s-a făcut. Eram singuri în acel prici de la Babele, de la Sfinx, pardon. Și cei de acolo ne-au zis, bă, dacă nu plecați astăzi, pe 2 octombrie, cu telecabina, nu mai, rămâneți toată iarna aici, tăiați lemne, vă folosim, că n-aveți cum să mai plecați. Și în timp ce așteptam telecabina, am ieșit, fumam o vreme aia, fumam niște ani, și singur, aveam niște chete de pânză de piele întoarsă, în plină zăpadă, și mi-a apărut un câine roșu. Foarte mare. O să spun numai că-ți dus cu capul un pic. Dar e un episod pe care nu pot să-l uit. Câine mare de tot. Cu care m-am jucat vreo 40 de minute. O stare de bucurie și de puritate pe care nu le-am trăit decât rare ori în viața mea. Ăla a fost un moment special. Câinele m-a mai însoțit în niște experiențe pe care le-am avut. Câinii. Care apar în căutările mele. Prin păduri, prin munți. Dar nu o să le povestesc acum și poate niciodată. Și m-am întors la prici, la cabană, după 40 de minute în care am fost lăsat singur, nu mi-am dat seama că au trecut momentele astea, nu era câinele priciului. Niciodată nu l-a văzut nimeni. Era un câine uriaș. Roșu. Eu n-am văzut câine roșu în viața mea. Ăsta era un câine roșu. Cu care m-am jucat exact în dreptul Sfinxului 40 de minute. Nu o să iei niciodată acest moment. Mi s-a părut... nu găsesc o explicație pentru faptul că acest câine a apărut acolo. Și eu sunt un fenomen interesant pe care l-am trăit la Sfinx în 1991, pe 2 octombrie, de fapt. Pe 1 octombrie am ajuns acolo. Un fenomen foarte, foarte... Deci învățătura indiană are o parte care se numește tulpa. În tulpa, într-un anumit moment de meditație, de neatenție, se numește de scăparea sufletului, adică ești cu sufletul deschis, poți materializa obiecte. Sau le poți aduce. Poți la un moment dat să stai de vorbă și cu oameni care nu sunt, care nu sunt acolo. Deci, întâmplarea este personală, ea trebuie analizată. N-am fost acolo, n-am văzut-o. Am mai trăit. Dar posibilă, posibilă. Și nu e singura. Mădăile, nu uita un lucru. Că noi suntem în singura țară din lumea asta care are un cimitir vesel. În țara unde s-a născut povestea tinerețe fără bătrânețe și viață de fără de moarte. Și în țara unde s-a născut coloana infinitului. Deci, ca atare, cred că noi vom învinge oricum. Ne descurcăm. Alții zic că ne descurcăm. E ceea ce ne caracterizează. Dar ne-am cansăturat doar să ne descurcăm. Am vrea să mai trăim și bine. Și nu doar pe moment, ci pe o perioadă ceva mai lungă. Poate găsim și soluții. Mulțumesc pentru prezență. În cadrul emisiunii le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Mulțumesc Gentleman's Corner pentru această ținută deosebită. Rămâneți cu Metropola TV. Mai bine, ne revedem mâine seară de la ora 21. O ediție de excepție și mâine seară. Numai bine. La revedere, pe curând.